Începem seara cu acordarea primului trofeu doamnei Alina Gorghiu, președinte interimar al Senatului României. Trofeul va fi înmânat de doamna conferențiar universitar dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidențial. Doar vreau să știți că îl împart, că le văd pe Simina, Anca, Oana, Monica, nu știu care mai sunteți din Parlament. Mulțumesc tuturor, rămâne la Senat, să ne bucurăm toate de el.